în Uniunea Europeană, mai multe țări nu plătesc deloc această indemnizație, printre care Marea Britanie, Olanda, Luxemburg, Grecia, Irlanda, Malta. În altele, această indemnizație se acordă, dar media este de 500 de euro pe lună. Cel mai mult se acordă în Germania, dar în anumite condiții, suma de 1800 de euro pe lună, iar în România am ajuns în situația în care pentru astfel de indemnizații se plătește și 35.000 de euro pe lună pentru o singură persoană. Am observat că în primele luni ale acestui an s-a plătit cât pentru întreg anul trecut și că devine o practică să se plătească salarii mai mari de angajatori în ultimele luni de sarcină, astfel încât și cuantumul indemnizației să crească. Sau, fiindcă se calculează la venit, se fac vânzări de imobile și automat indemnizația este mai mare. Vă dau și câteva exemple de indemnizație. În București, un avocat, 159.348 de lei pe lună, deci peste 35.000 de euro. La Constanța, drepturi de proprietate intelectuală, 141.679 de lei pe lună. Dar aș menționa că avem cereri acum în analiză cu sume mult mai mari chiar și decât acestea prezentate. Suntem în analiză să reintroducem plafon, nu la 3.400 de lei cât a fost, ci undeva între 5.000 și 10.000 de lei, pentru că nici principiul contributivității, nici al solidarității sociale nu se poate aplica pentru o indemnizație de 35.000 de euro, care nu există nicăieri în lume.